Concluzia este că un primar independent, odată că nu răspunde la interesele de partid, doi la mână, dacă e profesionist și înțelege sistemul, partea juridică, tehnică, tot ce înseamnă de achiziții publice, buget, se duce frumos în fața plenului și spune așa: domnule, eu am societatea de partea mea, că, apropo, eu vreau să reînființez consiliile consultative de cartier, că nu e posibil să le desfințez. Și actualul primar și celălalt, pentru că nu ieșeau la vot cine trebuia președinți. Închid paranteza. Deci, o să zic, eu am societatea de partea mea, societatea civilă vrea asta. Am profesioniștii de partea mea care mi-au ajutat, unii voluntari, alții au câștigat contracte și au făcut studii și proiecte bune. Venim în fața plenului cu niște studii și proiecte susținute de societate și de specialiști. Credeți că o să aibă tufeu să trântească proiectele? Cântesc unul, două. Dar după aceea eu o să-i chem pe cetățeni la plen. Sau să-i aștepte pe consilierii locali când vin la plenul consiliului local. Și nu o să îndrăznească să mai voteze așa. Deci, eu vreau să vă spun un lucru. Nu se poate revoluție fără oameni. Că acolo ar cam trebui să ajungem, să facem o altă revoluție, că la cei în țară nu știu dacă realizăm. E grav. Și atunci trebuie să ne asumăm și eu mi-asum. Credeți că e simplu să mă lupt cu partidele și cu grupurile de interese?